Șefii de la Mina Petrila, cercetați pentru producerea accidentului din anul 2008, au fost condamnați la închisoare cu executare. În cazul lui Aurelian Necula, pedeapsa a fost redusă cu șase luni. Avocații inculpaților au declarat că decizia instanței de la Gorj este una surprinzătoare și nefirească. Avocatul lui Necula declară că vor înainta apel împotriva deciziei de la Tribunalul Gorj. Avocații inculpaților declară că Tribunalul Gorj nu a luat în seamă anumite probe, ba, mai mult, îi acuză pe magistrați de comiterea unor erori grave de judecare. Gheorghe Roșu și Ștefan Ungur au fost și ei condamnați la câte patru ani cu executare. Și avocatul lor, Ovidiu Filipescu, se declară dezamăgit de sentința magistraților de la Tribunalul Gorj. Fostul director al exploatării miniere Petrila, Aurelian Necula, și adjuncții săi, Gheorghe Roșu și Dan Ștefan Ungur, au fost condamnați pe fond la judecătoria Târgu-Jiu la șapte ani și jumătate și, respectiv, șase ani și jumătate de detenție pentru ucidere din culpă după ce 13 mineri au murit și alți 12 au fost grav răniți în două explozii succesive ce au avut loc în 15 noiembrie 2008. Instanța i-a mai obligat pe cei trei la plata unor daune substanțiale către rudele victimelor celor două explozii. Inculpații au declarat recurs la Tribunalul Gorj, iar ulterior procesul s-a mutat la Curtea de Apel Craiova, care în primăvara acestui an a decis reluarea judecății la Tribunalul Gorj. Mai mult, Tribunalul Gorj a decis obligarea inculpaților la plata unor cheltuieli judiciare și despăgubiri morale către familiile victimelor și a părților implicate civilmente în dosar.